La început, planuim să fac un review obișnuit acestui Meizu 16, în care trebuia să-ți explic că are cutare sau cutare parametri, că atât de bine se descurcă cu PUBG sau atât timp te ține bateria. Însă, am avut o călătorie neplanificată spre Sibiu de tocmai 600 de kilometri, unde Meizu 16 a fost telefonul meu principal și am depistat câteva incomodități despre ele, dar și despre lucrurile pozitive, îți zic imediat. Eu mult timp m-am gândit și oricum nu am ajuns la o concluzie cum să-ți redau că acest design este cel mai reușit, după părerea mea, din 2018 între toate smartphone-urile cu sistem de operare Android. Și nu vorbesc doar despre aspectul său fizic, sticlă pe spate, aluminiu pe lateral. Întotdeauna ai senzația că ții în mână un telefon scump, un telefon premium. Și nu vorbesc doar despre aspectul său fizic, dar despre cât e de plăcut să-l simți în mână, cât e de simplu și ușor să-l utilizezi cu o singură mână. Băieții de la Meizu au gândit fiecare detaliu și au demonstrat încă o dată că, pentru un design superb, nu este necesar să-i copiezi pe cei de la Apple. Aici nu avem un breton, dar avem margini subțiri care îmi amintesc de Galaxy S9. Pe spate avem acest bliț rotunjit care este specific tuturor telefonilor Meizu. Din comodități care îl fac diferit de restul, scannerul de amprente este inclus în ecran. Cum acesta funcționează? Atunci când tu atingi zona cu pricina, ecranul luminează acest spațiu și scannerul citește amprenta. Desigur că funcționează și deblochează mai lent decât un scanner obișnuit, însă cu o precizie ridicată. Al doilea moment important este deblocarea facială. Acesta deblochează telefonul aproximativ ca OnePlus. Atunci când este suficientă lumină, pe timp de zi, deblochează rapid și chiar nu dă greș. Însă, pentru întuneric, exact ca și scannerul de amprente, dintr-un oarecare motiv, el nu deblochează. Și dacă pentru deblocarea facială totul îmi este clar, pentru scannerul de amprente mai puțin. Deseori se întâmpla că unica metodă de a debloca telefonul era codul de siguranță. Și al treilea moment care vine să-ți facă utilizarea telefonului mult mai comodă este sunetul stereo. Știi, chiar absolut toți m-au întrebat: băi, am auzit că sună tare bine, sună mai bine decât S9? Nu, sună tare, sună clar, din ambele difuzoare sunetul este egal, însă după părerea mea trebuie de lucrat mult mai bine la sunetele joase. Deseori ele lipsesc. Cum ți-am zis la început, am avut o călătorie lungă neplanificată, unde m-am gândit că o să-mi cumpăr o cartelă SIM din România pentru a folosi sistemul de navigare. Ok, nicio problemă, însă nu mergea netul, pentru că în Moldova am aceeași problemă, niciun telefon Meizu nu se setează automat, sun operatorul, îi explic problema și el mă întreabă: ce telefon ai? Meizu 16. Sorry, dar nu știu cum să-l setez. Trebuie să mergi la unul din magazinele noastre ca să-ți include setările manual. După am inclus cartela într-un A8 de la Samsung și nu am avut nevoie de nicio bifă ca să meargă netul și tot absolut. Încă un lucru la care trebuie de mai lucrat puțin este optimizarea interfeței. Eu am varianta cu 8 GB de memorie operativă și desigur că nu am avut niciun glitch, niciun bug în 3 săptămâni de utilizare. Însă toate iconițele sunt diferite. Hai să-ți explic. Ele au mărimi diferite, ele au culori diferite. De exemplu, Instagram trebuie să fie de aceeași mărime cu Facebook. Facebook are o mărime normală, Instagram este micuță și un pătrat mare de o oarecare culoare în prejurul lui. Aceeași idee și cu YouTube, un pătrat mare alb în jurul lui. Însă trebuie să recunosc că tot restul funcționează perfect. Se conectează din prima la toate accesoriile Bluetooth. Nu deconectează aplicațiile fără motiv. Nu deconectează aplicațiile care rulează pe fundal. Un pas mare făcut de Meizu spre piața globală. Mergem mai departe. Ecranul. Dacă nu schimbi nimic în setările lui, culorile ți se vor părea supra-saturate. Însă, câteva cizelări în setările telefonului și culorile revin la normal. Și cu luminozitatea lucrurile stau bine. Pe timp de noapte, minimul este confortabil, să citești, să navighezi. Pe timp însorit, totul se vede deslușit.
toate întrebările le trezește reglarea automată. Deseori tu pierzi mai puțin timp să faci totul manual. Ce cu autonomia? Aici avem o baterie de 3010 mAh. Și, după părerea mea, este cam puțin pentru acești parametri. Ca să înțelegi mai bine ceea ce vreau să zic eu, hai să-ți spun în comparație cu alte modele. Meizu 16, dacă îl scoți dimineața din priză, se va descărca aproximativ la ora 4 seara și nu contează cum îl utilizezi. Cu aceeași utilizare, S9 se descărca aproximativ la ora 5. Xiaomi Mi 8, în general, se descarcă după 8 seara, iar Pocophone chiar 2 zile te ține. Așa că poartă powerbank-ul după tine. Camera. Senzorul principal este de 20 de megapixeli, cu diafragmă de 1,8 mm și stabilizare optică în 4 axe. Senzorul secundar are deja 20 de megapixeli, însă diafragma este mult mai mică, de 2,1 mm. El este de ajutor în fotografiile portret, cu care Meizu 16 se descurcă perfect. În rest, eu chiar nu am întrebări față de fotografiile făcute cu el. Se focusează rapid, în mare parte datorită focusării laser. Timpul în care telefonul trece din stand-by și este gata de a face o fotografie, indiferent ce luminozitate ai afară, este mic, este cel mai mic din toate telefoanele pe care le cunosc eu. Și în final, un lucru care eu îl consider important, care demonstrează că telefonul are lentile de calitate bună, este cum telefonul lucrează cu luminozitatea de afară, cum el trece de la un spațiu puternic luminat la întuneric, cât de repede el se focusează, cât de repede el reglează luminozitatea în această fotografie. Iată peripețiile mele cu Meizu 16, incomoditățile sau greutățile care le-am întâlnit eu cu el timp de 3 săptămâni. Vreau să scrii în comentarii ce impresii ți-a lăsat Meizu 16, ce crezi tu despre el și gata, pe curând! Next Level You. Enter.